sculptorul care a realizat acel vultur de la Groupama Arena, stadionul cel de la Ferencvaros, dar și Șoimul de la Mercedes-Benz Arena, stadionul celor de la Atlanta Falcons, a făcut și acest leu care să ilustreze porecla pe care o poartă cei de la Honved, leile, se spune, celor care vor beneficia de această minunăție de stadion. Tot complexul stadionului Boșic este unul modern, construit de la zero. În spatele meu este pub-ul clubului, aici unde suporterii se pot strânge atunci când vor putea, desigur, înaintea meciurilor echipei favorite. Mai sunt câteva lucruri interesante, cum ar fi și aceste tonomare din spatele meu, totul pe touch. Suporterii vin aici, își cumpără bilete, o pot face și de la case de bilete, pentru că sunt și case de bilete, dar o pot face și aici, pentru a mai evita din cozi înaintea meciului atunci când stadionul se poate umple. Este desigur și muzeu al clubului realizat la parterul stadionului. O arenă de 8200 de locuri, care a costat undeva în jur de 40 de milioane de euro, stadion care va găzdui toate cele 3 meciuri ale României de la campionatul european. Primul va fi împotriva Olandei, care va fi chiar meciul de inaugurare pentru acest frumos stadion, care a fost construit în mai puțin de un an și jumătate de guvernul de la Budapesta.